Mulțumesc pentru felicitări. Vreau să felicit jucătorii încă o dată pentru cele 3 puncte, pentru această victorie mare. I don't know if we accept we're waiting to start the game like this. For sure you don't know how to start, we will start the game, but it was good for us. Evident, nu știi cum încep meciurile, dar a fost foarte bine cum am început meciul, am marcat 2 goluri. Dar cum am spus, dar nu va fi ușor, avem multe meciuri de jucat într-o săptămână. Sunt fericit pentru jucătorii mei, în mod special. And we keep the 3 points and we have to continue for the trebuie să continuăm să jucăm așa pe toată durata sezonului. Ok, trebuie să sărbătorim în seara asta, dar trebuie să păstrăm capetele jos și să continuăm. What do you say about his goal? Ce ziceți despre execuția lui Olaru? Mereu am spus că mulți jucători de la noi dau goluri. Olaru, e foarte important asta pentru noi. Olaru a marcat, n-a marcat așa multe goluri sezonul trecut, dar a fost mereu în situații de a crea. Dar știam că la un moment dat va începe să marcheze, asta s-a întâmplat cu el, sperăm că va continua la fel, muncește din greu ca toți ceilalți. Sunt fericit că mulți jucători de la noi dau gol, marchează. Now to be honest, there were 5, I have to think one by one, it were a lot. Care a fost cel mai frumos gol? Toate au fost goluri frumoase. I cannot say for one now, but nu pot să aleg unul, dar sunt fericit pentru băieți că au marcat, că sunt fericiți și că celebrează în seara asta. I told you, first of all, for me personally and I believe for the boys also, it's nice to play games instead of training. Pentru mine e plăcut să joci meciuri în loc să te antrenezi, mai bine jucăm. Pentru mine nu e o problemă să jucăm la 3 zile. In 7 days 3 games and we managed to take 7 points. For sure if we take 9 it will be perfect for us, but dacă reușim să luăm 9 puncte va fi extraordinar, dar și 7 puncte ar fi bune. The only thing we can do is I tell you heads down. Trebuie să păstrăm însă capul jos, să continuăm să muncim. Aș vrea să câștig orice meci, să câștigăm cele 3 puncte, nu contează să jucăm cum am jucat în seara asta. Important e să câștigăm punctele. I'm very happy for him, because we had many discussions with the leagues, and as always, when players don't have so many minutes, they are a bit disappointed, but he's a boy that he's working from the first day I met him in the team. Fantastic. He's very professional, and I'm the person that believes that when somebody works every day like a professional, one day you will get back what you give, and this is life. Generally in life, what you give, you will take. And Lix today was fantastic. And vorbește despre Alexandru, că a fost fantastic și că în fotbal de obicei primești ce dai și că Alexandru se antrenează fantastic și a jucat foarte bine. Vom avea nevoie de toți jucătorii în acest sezon. Trebuie să fie pregătiți. Vreau să le mulțumesc din nou fanilor noștri că ne-au susținut. Suntem fericiți că i-am făcut fericiți. Au călătorit mult săptămâna asta. One question, please. What did you talk with Pintili after the fourth goal? Ce i-ați spus lui Pintili după golul 4? Because we spoke before about this. I'm tired of this thing, you know. With Pintili we have a perfect relation and I don't know why some people try to make these things. Am o relație foarte bună cu Pintili. Sunt obosit de toate discuțiile pe care le-am auzit. What do you mean, who is the boss? Cine e șeful dumneavoastră aici la FCSB? The main coach. Yes. Cine e antrenorul principal? What's this question? Ce e întrebarea asta? It's a talk about you and Pintili. Cine, care dintre dumneavoastră sau Pintili e antrenorul principal? Puteți să veniți la antrenament să vedeți. A coach is has his team and his staff. It's all together. So e vorba de tot staff-ul, de o echipă. Nu sunt eu bossul, că nu mă simt eu bossul. Suntem o echipă împreună. Really, I don't know
from the first day I'm here, you know, rumors, this, that, left and right. De când am venit, sunt tot felul de zvonuri, stânga, dreapta. Wants, if they don't have any bigger problem to discuss in their houses, dacă, and want to discuss this problem. Dacă nu sunt alte lucruri mai importante, okay, de discutat, putem să discutăm.